I was saved under Billy Graham. Sau am fost mântuit la o predică de lui Billy Graham. Or we had 7 people saved last Sunday. Sau spun unii, duminica trecută în biserica noastră au fost mântuit 7 persoane. Why do we only use the word saved as if it's past? De ce folosim cuvântul sau verbul a mântuit doar la trecut? As if it's all done. De parcă gata, totul e făcut. As if it's all complete. De parcă totul e complet, e terminat. As if it's behind us. De parcă e undeva în spate, un eveniment încheiat. That is not biblical. Nu este o viziune biblică aceasta. I'm looking forward to being saved. Eu unul privesc înainte spre împlinirea sau definitivarea mântuirii mele. Are you? Dumneavoastră? If somebody said that to you? V-a mai spus cineva așa ceva până acum? How would you respond? Cum ați răspunde? Now, of the three tenses in the New Testament, past, present, and future, din cele trei timpuri care se află în Noul Testament, trecut, prezent și viitor, which do you think is the most common? Care dintre ele credeți că este cel mai adesea folosit? Statistically. Statistic vorbim. You check me out in your New Testament. Verificați acasă în Testamentul dumneavoastră. Oh, thank you. The answer is the future. Răspunsul este în viitor. Let me just give you one or two texts. Haideți să vă dau unul sau două texte. Paul in Romans says this. Pavel în Romani spune următoarele. We are nearer to our salvation than when we first believed. Suntem mai aproape de mântuirea noastră acum decât atunci când am crezut. What an amazing statement. Ce afirmație extraordinară este asta. People today say, you're saved when you first believe. Oamenii astăzi spun, ai fost mântuit atunci când ai crezut. Paul says, we are nearer to our salvation than when we first believe. Pavel spune, suntem mai aproape acum de mântuirea noastră decât atunci când am crezut. Take a verse in Hebrews. Luați, spre exemplu, un verset din Evrei. Christ will appear a second time. Hristos va veni a doua oară. Not to deal with sin. Nu ca să judece. As one from our creed. But to bring salvation. Ci ca să aducă mântuire. To those who are waiting for him. Acelora care o așteaptă. Scuzați traducerea parafrazată. Are you waiting for Jesus to get back? Dumneavoastră l-așteptați pe Iisus să se întoarcă. That is coming back to bring salvation to his own followers. Atunci știți că el vine înapoi să aducă mântuirea urmașilor săi. Or read the first chapter of 1 Peter. Sau citiți primul capitol din 1 Epistola lui Petru. Where he talks about the salvation ready to be revealed at the last time. Unde vorbește despre mântuirea care se va descoperi la sfârșitul vremurilor. I suggest we start talking like this. Eu vă sugerez să începem să vorbim în maniera aceasta. I'm looking forward to being saved. Eu abia aștept să fiu mântuit. Totally. În întregime. Permanently. Permanent. And on that day, I'm going to shout as loud as I can. Și în ziua aceea, voi striga cât voi putea eu de tare. Once saved, always saved. Odată mântuit, veșnic mântuit. Because then it will be true. Pentru că abia atunci va fi adevărat. Now, for those of you who like theological language, acum, pentru cei dintre noastre care preferați limbajul teologic, let me put it into jargon. Haideți să o pun într-un jargon. Salvation means being justified. Mântuirea înseamnă a fi justificat. Sanctified. Sanctificat, sfințit. And glorified. Și glorificat. That's the whole of salvation. Asta e mântuirea în întregime. And so when somebody says to me, we had 7 people saved last Sunday. Așadar, când cineva spune mie, duminica trecută la noi în biserică au fost mântuit 7 oameni. I always say to them, you had 7 people who began to be saved last Sunday. Eu întotdeauna răspund,
Duminica trecută deja aveți 7 oameni care au început să fie mântuiți, nu? They usually say, what do you mean? De obicei, oamenii se uită la mine, mi-era și spune, ce să spui cu asta? Just what I said. Zic, nimic mai mult decât ceea ce am spus. They began to be saved. Sunt pe drumul de a fi mântuiți. They didn't become perfect immediately. Nu-i așa? Nu au ajuns perfect imediat. There are some sins still hanging on. Încă mai sunt păcate care atâta după ei, nu? What Hebrews calls the sin that does so easily beset us. Nu spune cartea evreică păcatul ne înfășoară așa de lesne? And he's talking to Christians. Și nu le vorbește apostolul acolo creștinilor. And he's saying, you're not totally saved yet. Și le spune, nu sunteți că mântuiți totalmente. Now we are all suffering from the Protestant Reformation. Cu toții suferim în urma reformei protestante. Luther and the other reformers, Luther și ceilalți reformatori, rediscovered justification by faith. Au redescoperit justificarea sau îndreptățirea prin credință. That was a very necessary rediscovery. Și să știți că aceasta era o descoperire sau o redescoperire absolut necesară. But he didn't rediscover sanctification by faith. Dar n-a redescoperit și sfințirea prin credință. That was rediscovered by John Wesley. Asta a fost descoperită sau redescoperită de John Wesley. And that rediscovery went on into the holiness movement. Și asta a continuat și a luat astfel naștere mișcarea sfințeniei. From which the Pentecostals came. De unde au apărut în final pentecostale. So really, Pentecostals should not be using saved as if it's all done. Așadar, pentecostalii n-ar trebui să folosească termenul mântuit ca și cum totul s-a terminat. It's a process. E un proces. Whereby day by day I'm being transformed into the same glory as Jesus. Un proces în parcursul căruia zi de zi sunt schimbat, transformat, ca să mă asemăn tot mai mult cu Iisus. And I hope you'll go away from today saying, I'm looking forward to being saved. Și sper că veți pleca astăzi de aici de la conferință spunând, abia aștept să fiu mântuit în întregime. We know when that process will be complete. Știm când va fi terminat acel proces. When Jesus returns. Când se va întoarce Domnul Iisus. And we shall be like Him. Și atunci vom fi ca El. For we shall see Him as He is. Pentru că îl vom vedea așa cum este. We shall be like Him. Noi vom fi ca Domnul Iisus Hristos. Saved at last. În sfârșit mântuiți. And then it will be once saved, always saved. Și atunci, într-adevăr, va fi adevărat. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Now you see, it's only because we've got into this talk of saved as if it happens in a moment. Și am spus acesta tot numai pentru că am intrat în discuția aceasta despre a fi mântuit, de ca și cum mântuirea se petrece așa, într-un moment. That we ask the wrong question. Punem întrebările greșite. In the next session, I'm going to ask, can this process be interrupted? În următoarea mea sesiune, am să pun o întrebare nouă. Acest proces al mântuirii poate fi întrerupt? Can it even be halted? Poate fi pus în stand-by, să spun așa? Poate fi pus pe pauză? So that it's never completed? Poate fi oprit în evoluția sa și să nu ajungă la finalizare? Do all those who begin salvation, toți cei care încep procesul mântuirii, reach the end of it, ajung la sfârșitul ei? Now the earliest name for Christianity. Acum, cel mai vechi număr dat creștinilor was the way. Cel mai vechi nume dat creștinismului a fost calea. And sometimes in the New Testament, the way of salvation. Și de multe ori în Noul Testament, creștinismul ca și mișcare a fost numit calea mântuirii. The way means the road. Calea înseamnă drumul. A journey. O călătorie.
And though I will not say I'm saved, și cu toate că n-am să spun că sunt mântuit, I do tell people, le spun oamenilor, I'm on the way. Sunt pe drumul spre mântuire. And that's where I am at this moment. Exact aici mă aflu în momentul acesta. I'm on the way of salvation. Sunt pe calea mântuirii. I'm not what I ought to be. Nu sunt ceea ce ar trebui să fiu. I'm not what I'm going to be. Nu sunt ceea ce urmează să fiu. And I'm not what I was. Dar nici nu sunt ceea ce am fost. I'm on the way. Ce sunt pe calea. That's how the New Testament talks. Așa vorbește Noul Testament. And it's so much more important to think that way. Și e mult mai important să gândim în felul acesta. Can I put a little picture in your mind? Haideți să vă sugerez o mică imagine în mintea dumneavoastră. Salvation is not a vertical line. Mântuirea nu este o linie verticală. Between the unsaved and the saved. Care se află, care separă pe cei nemântuiți de cei mântuiți. That you cross in a moment. Și treci peste linia asta, așa, peste bariera asta, într-o secundă. And now you're saved. Și dintr-o dată ai trecut la mântuit și ești mântuit. It's a horizontal line. Și o linie orizontală. The way of salvation. Calea mântuirii. It's begun. A început într-un punct. But it hasn't ended yet. Dar încă n-a ajuns la finalul acestui. And the first four steps of it, și primii patru pași pe această cale, are repent, believe, be baptized, receive the Holy Spirit. Sunt pocăiește-te, crede, fii botezat, primește Duhul Sfânt. But there are many more steps after that. Dar mai sunt mulți pași după asta. But I believe those are the first four things that we need. Dar eu cred că aceștia sunt primii patru pași de care avem nevoie. People argue about, do you need to be baptized in water to be saved? Oamenii fac dispute în legătură cu ideea de nevoie de a fi botezat sau nu apă pentru a avea parte de mântuire. Do you need the to be filled with the Spirit to be saved? Trebuie să fii umplut de Duhul Sfânt ca să fii mântuit. Deci mai pun o întrebare. Those questions are all operating with the vertical line. Toate aceste întrebări sunt în imaginea liniei verticale. Some people say all you need is to believe to cross the line. Și zice, pentru că mulți oameni spun, tot ce ai nevoie este să crezi ca să treci linia. But as soon as you think of the horizontal line, dar imediat ce îți imaginezi o linie orizontală între mântuit și nemântuit, you need everything from God to help you to travel along. Ai nevoie de toate resursele de la Dumnezeu să te ajute să călătorești pe această cale. Baptism in water becomes essential to the process. Acum, botezul în apă, atunci când privești lucrurile orizontale, aceasta devine esențial în procesul acesta. Likewise, receiving the Spirit. La fel și primirea Duhului. It's beside the point to ask, at what point are they saved? Nu are niciun rost. Este absolut lipsit de rost să întreb în care punct din această călătorie ai fost mântuit. The answer is right at the end. Pentru că răspunsul are loc abia la final. We need everything God is giving us. Avem nevoie de tot ceea ce ne dă Dumnezeu. Since the majority of you are men, având în vedere că majoritatea dintre dumneavoastră aici sunteți bărbați, let me use an illustration about cars. Haideți să folosesc o ilustrație care are de face cu mașinile. A typical car has four cylinders. O mașină normală, clasică, are patru cilindri. Da? In the engine. În motor. A car will run properly and go fast if it's firing on all four cylinders. O mașină va merge așa cum trebuie, va funcționa normal, va merge cu viteza la care a fost proiectată, dacă are toți cei patru cilindri funcționabili. If it's firing on three cylinders. Dacă are loc explozii numai în trei cilindri, you can keep a car going. Poate să mai meargă mașina, nu? More slowly. Mai încet. And steep hills are a problem. Și când urci la deal, nu e problematic. You can actually keep a car going on two. Poți să faci o mașină să meargă și în doi cilindri până la urmă. If you've got a strong wind behind you. Dacă bate vântul puternic în spate.
Now the Christian life needs to be firing on all four cylinders. Viața creștină are nevoie de toți patru cilindri. Repentance toward God. Pocăință în fața lui Dumnezeu. Believing in Jesus. Credința în Iisus Hristos. Baptized in water. Botezul în apă. Receiving the Holy Spirit. Și primirea Duhului Sfânt. And someone who begins that way will be able to go fast. O persoană care își începe procesul de mântuire în felul acesta va fi capabilă să meargă repede. Well now, where do we go from here? Acum haideți să vedem unde mergem de aici, la ce am vorbit până acum. Behind all this, în spatele tuturor acestor lucruri, is another huge question. Mai este o întrebare uriașă. And I must spend the rest of this session on it. Și voi petrece restul sesiunii asupra acestei întrebări. And the question is this. Și întrebarea este următoare. Who does the saving? Cine este cel care înfăptuiește mântuirea? Who does the saving? Cine înfăptuiește mântuirea? And unfortunately, Christians are deeply divided. Și din păcate, creștinii sunt foarte divizați în răspunsul la această întrebare. And there are three basic positions. Și există trei curente sau trei răspunsuri mari. The first says, God does it all. Primul curent este acela că Dumnezeu face totul în procesul de mântuire. The second says, man does it all. Al doilea spune, nu, omul. And the third says it's cooperation between man and God. Al treilea răspuns spune, nu domnule, e o colaborare între om și Dumnezeu. They are called, these three views, theologically. Aceste trei perspective sunt numite, din punct de vedere teologic, Calvinism. Calvinism. Arminianism. Pelagianism. Arminianism sau Pelagianism. And Arminianism. And these three views are still fighting for dominance among the Christians. Aceste trei perspective asupra mântuirii încă luptă pentru dominație în teologia creștină. And I want to deal with them as honestly as I can. Și vreau să le iau și să vorbim despre ele cât pot eu de sincer și de cinstit. But since I have to do it in a short time, dar având în vedere că trebuie să fac lucrul acesta într-un timp scurt, it's got to be brief. O să fie scurt, într-adevăr. And it will be oversimplified. Și va fi foarte, foarte simplificat. What is called Calvinism began a long time before a man called Calvin. Ceea ce numim noi Calvinism a luat ființă de la un om pe nume Jean Calvin. It began hundreds of years before. A început cu sute de ani înainte. With a man called Augustine. De fapt, nu a luat ființă cu Calvin, ci a luat ființă cu sute de ani înainte printr-un om pe care îl știm sub numele Augustin. Bishop of Hippo in North Africa. Episcop de Hippo în Africa de Nord. I think you must have heard of the Confessions of Saint Augustine. Probabil că ați citit confesiunile lui Augustin, au făcut și în românește. That's the man. Despre el. When we come to the Reformation, când ajungem la Reformă, Martin Luther was an Augustinian monk. Martin Luther era augustinian în teologia sa. So he was heavily influenced by Augustine. Era foarte influențat de teologia augustină. So was a French lawyer called John Calvin. La fel de mult era influențat de această teologie și un avocat francez pe nume Jean Calvin, who wrote a famous book about the Christian faith, care a scris o carte faimoasă, o carte renumită despre credința creștină, called The Institutes of the Christian Religion, care se numește Institutele Religiei Creștine. But it has been accurately described as systematic Augustinianism. Dar a fost descris în mod corect de unii ca fiind o teologie augustină sistematică. And what we know as Calvinism today, și ceea ce noi cunoaștem astăzi sub numele de Calvinism,
was not really Calvin's teaching. N-a fost în realitate o învățătură 100% calvinistă. But the teaching of his successor in Geneva. Și învățătura succesorului său din Geneva. A man called Theodore Beza. Un om pe nume Theodore Beza. And it's that man we should really call Calvinist. Și în termen real, lui altfel se spune că este calvinist. And his teaching heavily influenced Holland, the Netherlands. Și învățăturile acestui om au avut o influență extraordinară, puternică, în Olanda. And the Dutch Reformed Church is solidly Calvinist. Și biserica reformată din Olanda este calvinistă. Except for one of their most famous preachers. Cu excepția unuia dintre cei mai faimoși predicatori ai Olandei. A man called Jacob Arminius. Jacob Arminius. And he was a famous preacher in Amsterdam. Arminius era un predicator renumit în Amsterdam. Every Sunday he preached to the royal family of the Netherlands. Jacob Arminius predica familiei regale. And he was such a holy man. Și era un om de o sfințenie atât de rară. That nobody dared to criticize him while he was alive. Încât nimeni nu a îndrăznit să-l critice pe el sau învățăturile sale cât timp el a trăit. But after he died, dar după ce a murit, the Dutch Reformed Church condemned him as a heretic. Biserica reformată din Olanda l-a condamnat ca fiind eretic. And all the other preachers who had followed him, și toți ceilalți predicatori care l-au urmat pe el, were banished from Holland. Au fost alungați din Olanda. And they held a special gathering of clergy. Și au adunat tot clerul într-o întâlnire specială. Called a synod, într-o întâlnire pe care au numit-o synod, in a town called Dort, în orașul numit Dort, and the synod of Dort, și sinodul din acest oraș, crystallized Calvinism, a cristalizat teologia calvinistă, into 5 points, în 5 teze mari, and I want to go through them one by one. Și aș vrea să trec în fiecare pe rând. The first letter of each of these 5 points corresponds to the name of a flower. Corresponde în original, corresponde la numele unei flori. Called tulip. Și floarea aceasta este laleaua. And Holland exports millions of tulips. Floarea națională a Olandei. Numele Olandei este țara alelelor. But this tulip is the theological one. Dar de data aceasta avem de face cu lalea teologică. So you can write down T-U-L-I-P. I'm not sure it's going to work. I can suggest that. But it does in English. Da, am spus fratele că s-ar putea să nu meargă, dar știu în engleză merge, așa că scrieți în engleză. Deci este T-U-L-I-P. Tulip în engleză. That doesn't really matter, it's just helpful. Nu contează în realitate acest lucru. And here are the 5 points of Calvinism. Hai să vedem, deci cele 5 puncte ale calvinismului. Total depravity. Depravare totală. That sinners are so depraved. Și anume că păcătosul este atât de depravat, de afectat de păcat, that they are totally incapable of responding to the gospel or to God. Încât este absolut incapabil să răspundă la mesajul Evangheliei sau la mesajul lui Dumnezeu. And can only repent and believe if they are already born again. Și mai afirm această primă teză că un om ca acesta poate să se pocăiască sau să creadă numai dacă a fost născut din nou. But how do they get born again? Da, întrebarea mea este cum ajunge să fie născut din nou? Before they repent and believe. Cum să se nască din nou înainte să creadă? We come to the second point. Ajungem la cea de-a doua teză.
unconditional election. Alegere necondiționată. Which means God chooses. Și anume că asta înseamnă că Dumnezeu este cel care face alegere. He elects those who will be saved. El alege pe aceia care urmează să fie mântuiți. And therefore those who will not be saved. Și prin urmare, în consecință, el alege și pe cei care urmează să nu fie. And that choice has nothing to do with them. Și alegerea aceasta nu are nimic de a face cu ei înșiși. It is unconditional. Este necondiționată de ei. From a human point of view, salvation becomes a lottery. Așadar, din punct de vedere uman, mântuirea, în lumina acestei teze, devine o loterie. God will decide who goes to heaven. Dumnezeu hotărăște cine merge în cer. Nothing to do with us. N-are nimic de a face cu capacitatea mea de a alege sau alegerea mea în sine. Therefore, by implication, he is deciding who goes to hell. Așadar, prin implicație, Dumnezeu hotărăște și cine merge în cer. By not choosing them for heaven. Prin faptul că nu a ales pe omul acela să meargă în rai, automat a condamnat pe ea. Point number three. Teza numărul 3. Where are we? L. Limited atonement. Ispășire limitată. Which means that Jesus did not die for everybody. Și anume, ce vrea să spun acest al treilea punct din teza lui Calvin, că Domnul Iisus n-a murit pentru toată lumea. He did not die for the sins of the whole world. N-a murit pentru păcatele întregii lumi. Only for the sins of those he has chosen to be saved. Și numai pentru păcatele acelora pe care i-a ales deja ca să fie mântuiți. And the argument is that if he died for everybody, a lot of his death has been wasted. Și răspunsul la critici din partea celor care susțin această teză este că dacă Domnul Iisus ar fi murit pentru toată lumea, o mare parte din jertfa lui ar fi fost inutilă. Number four. A patra teză. Irresistible grace. Har irezistibil. Now I understand grace as the undeserved favor of God. Eu înțeleg harul ca fiind un favor nemeritat pe care mi-l face Dumnezeu mie. But they regard grace as an irresistible force. Dar cei care susțin această teză privesc harul lui Dumnezeu ca o forță irezistibilă. Nu pot să mă opun acestei forțe. That no human being can refuse. Cu alte cuvinte, nimeni din cei care intră în contact cu harul nu pot să-l refuze. If God chooses someone to be saved, dacă Dumnezeu alege pe cineva să fie mântuit, he will force them to be saved. Atunci Dumnezeu îl va forța să fie mântuit. They have no choice. Oamenii în procesul acesta nu au nicio alegere. God is all powerful. Dumnezeu este atotputernic. And he will do it. Și Dumnezeu va face acest. And no one can stop it. Și nimeni nu poate opri. And that brings us to the last point. Și asta ne aduce la al cincilea punct, a cincea teză. In English, the letter P. În engleză, evident, litera P. Perseverance of the saints. Și anume, perseverența sfinților. I think that's a bit misleading. Eu cred că această ultimă definiție este un pic înșelătoare. They should be calling it preservation of the saints. Cred că ar fi trebuit să numească păstrarea sfinților. Which means simply, care de fapt înseamnă, since God forced you to start the way of salvation, din moment ce Dumnezeu te-a forțat să intri pe calea mântuirii, he will also make you continue. Tot El este Cel care te va face să continui pe această cale. And to reach the end. Și în felul acesta poți să fii sigur că vei ajunge la final. In popular language, în limbajul popular, once saved, always saved. Asta se traduce prin odată mântuit, pentru totdeauna. Mântuit. Just as you can't resist him stalking you, cu alte cuvinte, dacă nu poți să te opui lui Dumnezeu să te pună pe calea mântuirii, you can't resist him finishing what he has begun. Nu poți să te opui lui Dumnezeu nici să termine ce a început să facă cu tine.
Now these are the five points of Calvinism. Acestea sunt cele cinci puncte sau mai cunoscute cele cinci teze ale calvinismului. And I'm aware that this is a real issue in Romania. Și sunt conștient că aceste învățături sunt o problemă în România. Historically, din punct de vedere istoric, Calvinism came into this country. Calvinismul a pătruns în această țară. Primarily, but not exclusively from Germany. În mod primar, dar nu exclusiv pe filiere germană. For Luther was a Calvinist. Pentru că Luther a fost calvinist. He wrote a book called The Bondage of the Will. Bondage of the Will. Luther a scris o carte care se numea Robia Voinței. We are incapable of responding to God. Și cartea aceasta argumenta că noi suntem incapabili să răspundem lui Dumnezeu. We are unable to choose to accept the gospel. Suntem incapabili să alegem să ne supunem Evangheliei. Our will is in total bondage. Și anume că argumentul final este că voința noastră este într-o robie totală. Calvin himself only believed three of the five. Însuși Calvin n-a crezut decât trei din cele cinci teze ale sale. He believed that Christ died for everybody. Calvin credea că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toată lumea. Not just the chosen. Nu credea că a murit doar pentru cei aleși. And Calvin believed you could fall from grace. Și Calvin în realitate credea că poți să cazi din har. Totally. Pentru totdeauna, dacă ajunge până acolo. And lose your salvation. Și poți să-ți pierzi mântuirea. So he didn't believe those two. Deci astea două, el nu le-a crezut că harul este că mântuirea nu se poate. Quite a lot of evangelicals only believe one of those five. Mulți din evanghelici cred doar una din cele cinci teze. Namely the fifth one. Și anume cea de cincea. Once saved, always saved. Anume, odată mântuit, întotdeauna mântuit. Don't believe that God will force you to begin the way of salvation. Majoritatea evanghelicilor nu cred că Dumnezeu te forțează să intri pe calea. But they do believe that once you put your life in His hands, dar ei cred că odată ce ți-ai pus viața în mâinile lui Dumnezeu, He will make sure you continue and end. Dumnezeu se va asigura că tu vei face tot ce trebuie ca să ajungi la final. Now that's the first major view. Asta este prima perspectivă majoră asupra mântuirii. And true Calvinists, calviniștii adevărați, say you've got to believe all five. Spun că trebuie să le crezi pe toate cinci. They relate to each other. Pentru că toate cele cinci, spun ei, sunt legate între ei. And to reject any of them is to reject all of them. Și dacă respingi una din cele cinci teze, ca și cum le respinge pe toate. Let me move swiftly to the second view. Haideți să trecem repede la cea de-a doua perspectivă asupra mântuirii. But I see we've had an hour and a half. Văd însă că am trecut deja o oră și jumătate de discuție. I'm ready for a cup of chai. Eu am nevoie de o ceașcă de ceai. And I expect you are too. Și vă las pe dumneavoastră. So come back in half an hour and we'll pick up the other two views. Întoarceți-vă peste jumătate de oră să reluăm cu celelalte două. Pelagius was a British monk. Pelagius a fost un călugăr britanic. Who moved to Rome. Care s-a mutat la Roma. And was appalled at the moral state of the church in Rome. Și a ajuns la Roma, a fost orichinat de statul, starea de lucruri din punct de vedere moral în biserica din Roma. There was a mood of complacency. Era o stare de, cum să spune, de complacere. Nobody was making any effort to be holy. Nimeni nu făcea niciun fel de efort pentru a fi sfânt, pentru a menține o stare de sfințenie în biserică. The Bible says, make every effort. Iar Biblia spune, dați-vă silința. For without holiness, no man will see the Lord. Pentru că fără de sfințenie, spune Scriptura, nimeni nu l-a vedea pe Domnul. And so he put too much emphasis
on human effort. Așadar, Pelagius a pus prea mult accent pe efortul uman. He did not believe that men were born in sin. Pelagius nu credea că omul este născut în păcat. He believed we were born innocent. El credea că noi ne naștem nevinovați, inocenți. And we have total free will. Și avem o voință totalmente liberă. To be good or bad. Să fim fie buni, fie răi. To be holy or not. Să fim sfinți sau nu. And so his emphasis was the very opposite of Calvin's. Așadar, accentul pe care l-a pus Calvin în relație cu mântuirea era tocmai la polul opus față de cel al calviniștilor. Instead of God doing everything to save us, în loc ca Dumnezeu să spună cu cea calviniști că Dumnezeu face totul ca să ne mântuiască, we must do everything to save ourselves. Pelagius spunea că noi trebuie să facem totul ca să ne mântuim pe noi înșine. And of course, Peter ended his sermon at Pentecost that way. Și sigur, Petru a încheiat predica sa din ziua de Rosarii în felul acesta. Save yourselves. Salvați-vă, mântuiți-vă din mijlocul acestui from this crooked generation. Acestui neam păcătos. Unfortunately, Pelagius was a contemporary of Augustine. Din nefericire, Pelagius a fost contemporan cu Augustin. And Augustine felt he had to attack Pelagius. Și Augustin a simțit că trebuie să atace pe Pelagius. Because Augustine was taking the Calvinist line. Pentru că Augustin, cum spunea mai devreme, era cel care a dat teologie în linia calvinistă. God does it all from beginning to end. Dumnezeu face totul de la început până la sfârșit. And Pelagius is at the opposite extreme. Cum spuneam, Pelagius se afla la extremă, cealaltă. The French Christians and bishops. Creștinii din Franța și episcopii francezi were halfway between. Erau undeva la mijloc. They were taking what we are going to call the Arminian position. Ei au adoptat ceea ce vom numi noi poziția arminiană. But Augustine attacked them as well. Dar Augustin a atacat și poziția lui Arminius. And called them semi-pelagians. Și a numit semi-pelagieni. Which was rather naughty of him. Sau was not good of him to do that. Și nu a plăcea bine să facă astfel Augustin. Because they could just as easily have been called semi-Augustin. Pentru că dacă din moment ce se aflau la jumătate între poziția lui Augustin și a lui Pelagius, puteau la fel de bine să fie numiți semi-Augustin. Unfortunately, we have to say that from then on, the entire church followed Augustine. Din nefericire, trebuie să afirmăm că de atunci încoace, întreaga biserică a urmat în linia lui Augustin, a mers pe linia lui Augustin. He has had more influence on the church than any other person in church history. Și Augustin a avut o influență mai mare asupra bisericii decât oricare altă persoană de-a lungul istoriei. Catholics look to him. Catolicii îl venerează pe Augustin. And the Protestant reformers look to him. Și chiar și protestanții privesc cu respect teologia lui Augustin. So the entire Western Church looked to Augustine. Așadar, întreaga biserică occidentală are un respect deosebit pentru Augustin. There are not many Pelagians around today. Nu mai sunt mulți din cei care cred în învățăturile lui Pelagius astăzi. At least not inside the church. Cel puțin nu în interiorul bisericii. There are a lot of people outside the church. Dar sunt foarte mulți în afara bisericii. Who say things like this. Care spun lucruri ca acestea. I can be as good a Christian as anyone who goes to church. Oamenii spun așa. Eu pot să fiu un creștin la fel de bun ca oricare altul care merge la biserică. I'm a good man. Sunt un om bun, nu? I'm kind to grandmother and the cat. Sunt bun față de bunica și de pisica.
This idea that Christianity is trying to be good. Ideea aceasta de creștinism în care se promovează principiul ăsta, încearcă să fii bun, is widespread outside the church. Este foarte răspândit în afara bisericii. I don't know where they're coming from. Nu știu de unde l-a venit ideea asta. So let's come to the third. Haideți să mergem în schimb la cea de-a treia perspectivă asupra mântuirii. The Dutchman Arminius. La olandezul Arminius. He didn't say that God does it all. El nu a spus că Dumnezeu face totul în procesul de mântuire. Nor did he say that man does it all. Nu a spus nici că omul trebuie să facă totul. But it's a cooperation between God and man. Ci a spus că mântuirea este o colaborare între om și Dumnezeu. Salvation is a free gift. Că mântuirea este un dar gratuit. But a gift must be received. Dar un dar, evident că pentru a ține în sushi, trebuie să-l primești. The gospel is offered freely. Darul este oferit liber. But people must make a response to the gospel if they're going to be saved. Dar oamenii trebuie să răspundă. Evanghelia este oferită gratis, dar ei trebuie să răspundă, să aibă o reacție de primire a Evangheliei. Arminianism at its simplest. Arminianismul, în forma sa cea mai simplă, says, believe on the Lord Jesus and be saved. Spune următoarele. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. You must believe. Tu trebuie să crezi. And you will be saved. Și vei fi astfel mântuit. But you must believe in what He has done for you. Dar trebuie să crezi în ceea ce a făcut El pentru tine. That is a simple Arminianism. Acesta este o formă simplistă de arminianism. Only believe. Crede doar. I believe that's inadequate. Eu cred că această abordare este inadecvată. What about repenting? Cum rămâne cu pocăința? What about being baptized? Cum rămâne cu botezul? What about receiving the gift of the Holy Spirit? Cum rămâne cu primirea darului Duhului Sfânt? In fact, as I understand it, the whole line of salvation. De fapt, așa cum înțeleg eu și cum am spus credinioară, întreaga linie, întreaga cale a mântuirii, involves God's redemption. Implică răscumpărarea lui Dumnezeu and a human response to that. Și răspunsul omului la această răscumpărare. In other words, we need to go on repenting. Cu alte cuvinte, ceea ce vreau să spun este că noi trebuie să continuăm a ne pocăi. And go on believing. Trebuie să continuăm zi de zi să credem. One of the assumptions which many make is quite wrong. Una din presupunerile pe care le fac oamenii este foarte greșită. That when you are justified, este următoarea, că atunci când ești justificat, îndreptățit, all your sins are forgiven. Toate păcatele tale îți sunt iertate. Past and future. Din trecut și viitor. In fact, I believe your future sins are not forgiven. De fapt, eu cred că păcatele din viitor nu sunt iertate. That is why John says in his first letter. De asta cred eu că spune Ioan în prima sa epistolă. Go on confessing your sins. Mărturisește-ți păcatul, sau dacă ar fi să ne referim la timpul verbal în original, mărturisește-ți continuu păcatele. Mărturisiți-vă păcatele. He is faithful and just. Pentru că El este credincios și drept. To go on forgiving your sin. Ca să te ierte și El continuu de mărturisit din mărturisirea ta continuă de păcatele. And the blood of Jesus goes on cleansing us. Și sângele lui Hristos continuă să te curățe de murdăria păcatelor. We need to go on dealing with our sins. Trebuie să continuăm să avem o stare de a elimina păcatul din viața noastră în mod continuu. Our future sins are not forgiven. Eu cred că păcatele noastre viitoare nu sunt iertate. Our past sins are. Păcatele din trecut sunt iertate. But from then on we need to keep our accounts clean. Dar începând de acolo înainte, trebuie să ne păstrăm, dacă îmi permiteți expresia, dosarul curat. Or keep a short account with God. Și să păstrăm o,
o legătură responsabilă cu Dumnezeu, o legătură. Nu numai că este nevoie de răspunsul omului la începutul procesului de mântuire, but a continued response is needed. Dar este nevoie ca omul să răspundă permanent la ceea ce Dumnezeu face în viața lui pe parcursul mântuirii. Să continui în procesul de a fi mântuit. Now, these are the three main views. Acestea sunt cele trei vedere, cele trei perspective mari asupra mântuirii. Let me try and put them in a very simple picture. Aș vrea să le introduc pe toate într-o imagine foarte simplă. Of a beach, o plajă, where the sea is dangerous to swim in. Unde apa mării sau marea este foarte periculoasă, nu poți să te duci să înoți din cauza că e periculoasă. Calvin sees a man who has gone swimming. Calvin, pe o asemenea plajă unde e periculos să mergi să înoți în mare, vede un om care se duce să înoate and who has drowned. Și care s-a înnecat. And is dead. Și e mort. And can do nothing for himself at all. Și omul fiind mort, nu poate să facă nimic pentru sine. And to be saved, și pentru a fi mântuit, someone has to dive in. Trebuie să vină cineva să sară în apă, pull him to the shore, să-l tragă la țărm, give him the kiss of life, să îi facă respirație artificială sau să-i dea sărutul vieții, ca să mai exprimi exact la get him breathing again. Și să-l determine să respire din nou. In which case, he has contributed nothing to being saved. Iar în cazul acesta, omul înnecat nu a contribuit cu nimic la procesul său de salvare. Pelagius saw the man struggling in the current. Pe de altă parte, Pelagius vede omul spătându-se în curenții mării, and he saw salvation as standing on the shore. Și el vede mântuirea ceva de genul, eu stau pe mal, and shouting, keep swimming, și strigă omul ăla, continuă să noți, keep swimming, spate-te, nu te lăsa, make more efforts. Pune mai mult efort la bătaie. Come on, you can do it. Hai, hai, hai să reușești până la urmă. Man finally manages to swim to the shore. În cele din urmă, omul cumva reușește să înoate până la mal. That's Pelagianism. Cam asta e Pelagianismul. Arminianism. Arminianismul says the man is struggling in the water. Spune că omul se zbate în apă, but he's still alive. Dar e încă în viață. And someone throws him a rope. Și cineva de pe țărm îi aruncă o frânghie. And says, get hold of this rope. Și strigă, apucă-te de frânghie. And I'll pull you to the shore. Și am să te trag pe mal. The man gets hold of the rope. Omul se prinde de frânghie. And is pulled to the shore. Și este tras la țărm. He had to get hold of the rope. El a trebuit să apuce frânghia. He had to make a response to the offer of salvation. A trebuit să răspundă cumva la oferta de salvare. But it would be very foolish of him to think he had saved himself. Dar ar fi foarte neînțelept din partea lui să creadă că s-a salvat singur. Can you imagine him going around saying, I saved myself? Vă puteți imagina un asemenea om care se merge și spune, am reușit să scap de la moarte, m-am salvat de la nec. I got hold of the rope. M-am apucat de frânghie. I don't think any such man would say that. Nu cred că un om care ar trece printr-un asemenea experiență ar spune așa ceva. He would say, the person who threw the rope saved me. Ci ar spune, acela care mi-a aruncat frânghia, el m-a salvat. The man who pulled me to the shore saved me. Cel care m-a tras la mal m-a salvat. Calvinists often blame Arminians. Dar calviniștii adesea acuză pe arminianiști, saying you've introduced works. Și le spun următorul lucru, voi ați introdus în procesul de mântuire faptele. Just catching hold of the rope. Prin faptul că spuneți că trebuie ca omul să se apuce de frânghii. Was a human work. Asta este o faptă a omului. And we want to give God all the glory. Iar calviniștii spun, noi vrem să dăm toată gloria lui Dumnezeu. Well, those are the three views. Astea sunt cele trei perspective. And it affects you very profoundly. Și să știți că vă afectează la modul cel mai profund. I just thank God that most of my Calvinist friends don't preach it.
Mulțumesc lui Dumnezeu că majoritatea prietenilor mei calviniști nu predică ceea ce cred. They keep their Calvinism in their study. Își țin calvinismul cu greul lor. And when they get into the pulpit, they preach like a good Arminian. Și când se duc la amvon, predică ca niște arminieni buni. And appeal to people to get hold of the rope. Și apelează la oameni și spune, prindeți-vă de colacul de salvare. Maybe that sounds a bit unfair. Poate că e puțin nedrept. But I have many Calvinist friends. Dar să știți că am mulți prieteni care sunt calviniști. And they assure me they believe all 5 points of Calvinism. Și mi-au arătat pe acest timpul că ei cred toate cele 5 puncte ale calvinismului. But when they get into the pulpit, they appeal to people to repent and believe. Dar cu toate astea, când se duc la amvon, tot fac apel la oameni să se pocăiască și să creadă în Evanghelie. Those who are seriously Calvinist, acei care sunt calviniști serioși, only expect people to respond to their preaching, așteaptă doar ca oamenii să răspundă la predica lor, whom God has chosen, oameni pe care Dumnezeu i-a ales, and who are already born again. Și oameni care sunt deja născuți din nou. Well, now, I hope I've explained the three views. Sper că am reușit să explic în mare cele trei perspective. But as I said earlier, the unusual thing is, dar așa cum spuneam puțin mai devreme, lucru neobișnuit este that many Baptists, că mulți baptiști, many evangelicals, și mulți evanghelici, hang on to the fifth point of Calvinism. Se țin puternic de cel de-al cincilea punct al calvinismului. They believe that you need to respond to be saved. Ei cred că trebuie să răspunzi harului ca să fii mântuit. But say that once you've responded, dar spun că odată ce ai răspuns la acestui har, God takes over completely. Dumnezeu preia frâiele problemei. And we'll see that you get to the end. Și Dumnezeu se va ocupa ca tu să ajungi în rai. So I come to the crucial question. Și ajung astfel la întrebarea crucială. By the way, I ought to say that there is a revival of Calvinism in America and Britain. Trebuie să spun că în Statele Unite și în Marea Britanie există o trezire la viață a calvinismului. And if you have many American or British speakers coming here, și să știți că dacă vin în România mulți predicatori americani sau britanici, or even their books, sau chiar și cărțile lor, there will be a revival of Calvinism here. Va exista o revigorare a calvinismului chiar și aici. But the crucial question is, dar întrebarea crucială este următoarea. If you do not go on cooperating with God, dacă nu continui să colaborezi cu Dumnezeu, what happens to your salvation? Ce se întâmplă cu mântuirea ta? I want to give you a number of reasons. Aș vrea să vă dau câteva motive. Why I believe it is possible to halt the process of salvation. Pentru care eu cred că este posibil să oprești procesul de mântuire. It is a cheap way to settle the argument by quoting proof texts. E un mod foarte ieftin și simplist să aduci argumente doar din citate. Especially if you take them out of context. Mai ales dacă iei citatele respective afară din context. But what strikes me, dar ceea ce mă uimește pe mine, is the balance of Scripture. Este faptul că Scriptura este foarte echilibrată. Alongside every verse that encourages you to believe in being saved ultimately. Lângă fiecare verset care te-ar putea încuraja să crezi că ești mântuit pentru totdeauna, is another one, este un altul, that says something different, care spune ceva invers. I give you four examples. Vreau să vă dau patru exemple. The little letter of Jude. Mica epistolă către Iuda. Finishes with a lovely statement. A lui Iuda, scuzați-mă. That our God is able. The little letter of Jude. Yes. Okay.
statement in that little letter. Afirmația din această mică epistolă. To him who is able to keep you from falling. Afirmația din ultima parte a acestei epistole care spune și acelea care este singurul Dumnezeu care poate să vă păzească de orice cădere and to present you before his glorious presence și să vă facă să vă înfățișați înaintea slavei lui without fault fără prihană and with great joy și plin de bucurie. God is able to present you without fault. Dumnezeu poate să vă păzească și să vă prezinte înaintea lui Dumnezeu fără prihană. He's able to keep you and present you. Dumnezeu poate să vă păstreze și poate să vă facă să vă înfățișați înaintea. Just a few verses in front of that. Doar câteva versete înainte de acest verset. It says, keep yourselves in God's love. El spune, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. This keeping going is twofold. Aceste două versete arată două părți. God is able to keep us. Dar Dumnezeu e în stare să ne păstreze. We need to keep ourselves in his love. Dar și noi trebuie să ne ținem în dragostea lui. Let's take two verses from the second letter of Timothy. Haideți să luăm două versete din a doua epistolă a lui Pavel către Timotei. Paul says, I am persuaded that he is able to keep that which I have committed to him. Pavel spune că eu sunt convins, sunt încredințat că el poate să păstreze, să păzească ceea ce am încredințat lui, ce am dat lui. Against that day. Până în ziua aceea. Once again, that verse by itself sounds as if God will keep us. Iată-și, versetul acesta mă face să gândesc că Dumnezeu va păstra. Turn the page. Dați pagina. And Paul says, și Pavel spune, I have kept the faith. Spune, am păzit credința. Once again, the divine keeping is matched by the human keeping. Din nou, faptul că Dumnezeu este în stare să țină ceva, să păstreze ceva, este în echilibru cu faptul că și noi am păzit credința. God is able to keep us. Dumnezeu este în stare să ne păstreze în credință. If we keep the faith. Dacă și noi ne păstrăm în credință. Take another example. Un alt exemplu. At the end of Romans 8. La sfârșitul capitolului 8 din Roman. For I am persuaded. Iarăși, pentru că sunt convins, sunt încredințat. Death nor life. Că nici moartea, nici viața. Nor angels, nor principalities, nor power. Nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile. Nor height, nor depth. Nici înălțime, nici adâncime. Any other creature can separate us from the love of God in Christ Jesus. Nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. But there's something missing from that list. Dar lipsește ceva din lista aceasta. You are. Lipsiți dumneavoastră. He says nothing else can separate us from the love of God. El spune nimic altceva și le eroră. But can we? Dar noi putem. Just turn one page. Dați o pagină. Romans 11. În Roman capitolul 11. If you do not continue in his kindness, you too will be cut off. Spune, dacă nu vei continua în bunătatea lui Dumnezeu, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, vei fi tăiat și tu. Versetul 22. There's a beautiful balance. Iarăși observați acest echilibru frumos. There is assurance in some verses. În anumite versete există asigurare. And warnings in others. Iar în alte versete există atenționare. Let's take John's Gospel. Haideți să mergem la Evanghelia după Ioan. And a favorite verse of the Calvinists. Cel mai preferat, versetul preferat al calviniștilor. Jesus says, no one shall pluck them out of my hand. Domnul Iisus spune că nimeni nu-i va smulge din mâna mea. But it doesn't say we can't jump out of his hand. Dar nu spune că nu putem să sărim din mâna lui. Turn the pages of John's Gospel. Dați pagina la Evanghelia lui Ioan.
And the same Jesus is saying this. Și același Iisus spune următoarele. Abide in me. Rămâneți în mine. Stay in me. Stați cu mine, stați în mine. If the branch does not abide in the vine, dacă vița, mlădița nu rămâne în viță, it will become fruitless, va deveni fără roadă, wither, se va ofili, and be cut off and burned. Și va fi tăiat afară și arsă. And he's talking about those who've been grafted into the true vine. Și vorbește despre aceia care au fost alcătuiți în această viță. Once again, there's a beautiful biblical balance. Din nou vedeți acest echilibru frumos în Biblie. Assurance on the one hand. Pe de o parte, asigurare. Warning on the other. Pe de altă parte, atenționare. That's one thing that has persuaded me that you can lose your salvation. Acesta este unul din lucrurile care m-au făcut pe mine să cred, m-au convins să cred că pot să-ți pierzi mântuirea. But it's always balanced with He is able to keep you. Dar întotdeauna faptul că poți să pierzi este echilibrat de faptul că Dumnezeu poate. If you stay in Him. Dacă tu rămâi în El. And incidentally, eternal life is not in the branches. Și așa să dau aici, viața veșnică nu stă în mlădiță. It's in the vine. Ci în viță. And a branch that doesn't stay in the vine will die. Mlădița care nu stă în viță va muri. I don't have eternal life in me. Eu nu am viață veșnică în mine. I have it in Christ. Eu am viață veșnică în Hristos. For as John's Gospel says, pentru că Evanghelia după Ioan spune, this life is in His Son. Viața și viața aceasta este în Fiul Tău. And those who are in Christ have this life. Și cei care sunt în Hristos au viața lui Hristos. But if the branch doesn't stay in the vine, dar dacă mlădița nu rămâne în viță, it doesn't have life. Nu are viață în ea. The life is gone. Viața dispare. Let's go to John 3:16. Haideți să mergem la Ioan 3:16. I've written a whole book just about is John 3:16 the gospel. Am scris o întreagă carte cu titlul acesta. Este Ioan 3:16 Evanghelia? Reprezintă Ioan 3:16 Evanghelia? It's the most used verse in evangelism. Este cel mai folosit verset în evangelizare. And it's the most abused verse in evangelism. Dar este și cel mai abuzat verset în evangelizare. I think most Christians just do not understand that verse. Eu cred că majoritatea creștinilor pur și simplu nu înțeleg acel verset. I'm afraid now I'm going to give you a little Greek lesson. Mă tem că în continuare o să trebuiască să vă dau o mică lecție de limbă greacă. Just a very simple one. O lecție foarte simplă. There are two unusual tenses of verbs in the Greek language. În limba greacă există două tipuri verbale neobișnuite. I'll give you the technical name. O să vă dau numele lor tehnic. One is the aorist. Unul este timpul aorist. A-O-R-I-S-T. A-O-R-I-S-T. And the other is the present tense. Și altul este timpul prezent. But it is called the present continuous tense. Dar numele lui corect este prezentul continuu. The aorist tense is used of something that happens once. Timpul aorist se referă la ceva care s-a întâmplat o singură dată. Not repeated. Nu se repetă. But the present tense is for something that goes on happening. Dar timpul prezent, prezentul continuu, se referă la ceva care continuă să se întâmple. And needs the addition of the two words go on. Și are nevoie de adăugarea aceasta în continuare sau continuu. To convey its meaning. Ca să putem pricepe pe deplin sensul acestui. Now let's look at the tenses of the verb in John 3:16. Haideți să ne uităm la, timpul verbal al verbelor din Ioan 3:16. First verb, loved. Primul verb, a iubit. Is in the aorist tense. Timpul verbal acolo este aorist.
and mean that God loved the world once. Asta înseamnă că Dumnezeu a iubit lumea o singură dată. It doesn't say he loves the world. Nu spune că Dumnezeu continuă să iubească lumea. It says he loved the world. Spune că a iubit lumea. On one occasion, cu ocazia unui singur eveniment. And we know what that was. Știm care a fost acel eveniment. When he gave his only begotten son. Când a dat pe singurul său fiu născut din sine. And gave is again an aorist tense. Și a dat este din nou un timp cu un verb la timpul aorist. He only gave his son once. L-a dat pe fiul său odată. That expressed his love once. În modul acesta și-a exprimat odată dragostea lui. That whosoever believes, ca oricine crede, present continues, prezentul continuu, whoever goes on, sau cu alte cuvinte, pentru ca oricine continuă să creadă în el, will not perish, să nu piară, once, iarăși, odată, o singură dată, but will be having eternal life. Ci să continuă să aibă sau să aibă continuu viață veșnică. Present. Iarăși prezentul continuu. So let's put that in simple language. Haideți să traducem asta într-un limbaj simplu. Whoever goes on believing or go on having life. Oricine continuă să creadă va avea viață veșnică continuă. But most people think that verse says whoever believes once is given eternal life once for all. Dar majoritatea oamenilor cred așa. Cine crede odată, primește automat viața veșnică odată pentru totdeauna. No. Whoever believes, God loved once. Dumnezeu a iubit odată. By giving his son once. Prin faptul că l-a dat pe fiul său odată. Whoever goes on believing, pentru ca oricine continuă să creadă, will not perish. În el să nu piară odată. Will go on having life. Ci să aibă continuu viață veșnică. And in most of the New Testament, în marea parte a Noului Testament, believe is in the present continuous tense. Verbul a crede este la timpul verbal prezent continuu. And means to go on believing. Și înseamnă să crezi ca și proces continuu. Have you followed me in that? Ați înțeles ce vreau să spun? And the most important word in John 3:16. Și cel mai important cuvânt din Ioan 3:16 is the word so. Este cuvântul pentru ca. It's in the wrong place. Nu este așezat la locul potrivit acolo. Does it come before the word God or after? In English it comes after for God, so after. Is it after in your own? Yeah. So, no, it comes before. Fiindcă, nu pentru ca. Fiindcă, se referă la fiindcă. Well, it's right in your Bible. It comes before. Yes, that's right. E bine că vine înainte la noi în Biblie. In my Bible it comes after. În Biblia, în limba engleză, vine după. And people read it as if it's God so loved the world. Aici e vorba de limbă. În limba engleză, același cuvânt poate să însemne așa de mult. Și oamenii interpretează limba engleză ceva de genul. Că Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu a iubit așa de mult lumea, în loc să înțeleagă, fiindcă Dumnezeu a iubit lumea. As if it means so much. E ca și cum, we have that very expression actually in Romania. What's that? God so much loved the world. Really? Wrong. So means thus. Cuvântul acesta înseamnă astfel, fiindcă. In the same way. În același mod. For so God loved the world. Fiindcă Dumnezeu a iubit lumea, ar trebui să fie. Now let me be rather cruel to you. S-ar putea să fiu un pic crud cu dumneavoastră, dur. And show you the danger
of taking a text out of context. Însă am vrut să vă arăt pericolul de a lua textul din context. Would you please put your hand up if you could tell me what John 3:16 is? Just to recite it, to repeat it. Ridicați mâna dacă puteți să recitați pe de rost Ioan 3:16. Now would you put your hand up if you could tell me what John 3:17 says? Acum ridicați mâna sus cei care puteți să spuneți ce spune Ioan 3:17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 more. How many could tell me what John 3:15 says? Cine știe să spună ce spune Ioan 3:15? Now you see the situation, brothers. Fraților, observați ce vreau să spun. We all know John 3:16, but not 17 or 15. Toți cunoaștem Ioan 3:16, dar nu știm ce spune 15, ce spune 17. But you won't understand 16 unless you know the context. Dar nu poți să înțelegi versetul 16 dacă nu înțelegi contextul. For the word so, pentru că cuvântul fiindcă refers to the previous verse. Se referă la versetele anterioare. For in the same way God loved the world. Vrea să se referă la ce a spus Domnul Iisus înainte. Adică în același mod, ca și Moise cu șarpele, Dumnezeu a iubit lumea. So what are the previous verses talk about? Ce spun versetele anterioare? They talk about God killing people. Vorbesc despre faptul că Dumnezeu ce-a făcut? A omorât oameni. Killing thousands of his own people. Cu miile din poporul său. Why? De ce? Because they grumbled about the food. Pentru că au murmurat, au cârtit în legătură cu hrana. They complained about the manna in the wilderness. S-au plâns în legătură cu manna ce-o primeau în pustie. And they went to Moses. Și s-au dus la Moise. And said we had better food in Egypt. Și au spus lui Moise, noi aveam mâncare mai bună în Egipt. And God sent snakes among them. Și Dumnezeu trimite șerpi printre ei. And thousands died. Și mor cu miile. And they began to say, și oamenii au început să spună, this is not a coincidence. Și au spus, se pare că nu e o coincidență. We grumbled about the food God gave us. Am cârtit în legătură cu hrana pe care ne-a dat-o Dumnezeu. And he's punishing us with poisonous snakes. Și Dumnezeu acum ne pedepsește cu șarpi și veninoși. Read all about it in Numbers 21. Citiți pasajul în întregime în Numeri, capitolul 21. And they went to Moses. Și s-au dus apoi la Moise. And said, ask God to take away the snakes. Și i-au spus lui Moise, roagă pe Dumnezeu să ia șarpii de la noi. Tell him we sinned in complaining. Spune-i Domnului că am păcătuit pe aceea că ne-am plâns. Tell him we're sorry. Spune-i Domnului că ne pare rău. But God did not remove the snakes. Dumnezeu însă nu i-a scăpat de șerpi. They went on dying. Și au continuat să moară. But God said, I'll give you a cure for snake bite. Însă Dumnezeu a spus, vă voi oferi un leac pentru mușcătura de șarpe. Put a metal snake upon a pole. Ridică un șarpe de aramă pe un stâlp. On a hill outside the camp. Undeva pe un deal în afara taberei. And when anybody is bitten by a snake. Și fiecare din cei care a fost mușcat de șarpe. Let them go and gaze on that pole. Să meargă și să privească la acel șarpe de pe stâlp. And the poison will go. Și otrava din trup va trece, va ieși. I'm not going to remove the snakes. N-am să vă scap de șerpi. But I'm giving you a cure. Însă vă ofer un leac. For so God loved the world. În același mod, In exact același mod, Dumnezeu a iubit lumea. And the previous verses before John 3:16, și
versetele dinainte de Ioan 3 cu 16. Jesus said. În acele versete Domnul Iisus spune. As Moses lifted up the serpent in the wilderness. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, even so will the Son of Man be lifted up. Tot așa va fi înălțat și Fiul omului. And the word so there is the same. Și cuvântul tot așa de aici and este același cu cel din Ioan 3 cu 16. And immediately it goes on to say, for even so God loved the world. Și continuă să spună, tot așa Dumnezeu a iubit lumea. And gave his son to be put upon the tree. Și și-a dat Fiul ca să fie ridicat pe cruce. And people who are dying in sin. Și cei care mor în păcate. Can go and look at the cross. Pot să meargă să se uite la cruce. I hope I've given you another sermon. Sper că v-am mai făcut o predică. O schiță de predică. Now here is another scriptural fact. Haideți să vedem un alt fapt din Scriptură. I have written that book on hell. Am scris, spuneam, această carte despre iad. And I pointed something out in that book. Și în cartea aceasta am scos în evidență ceva. Many Christians have never noticed. Ceva pe care mulți creștini nu l-au observat. All that we know about hell comes from Jesus. Tot ce știm noi despre iad are ca sursă pe Domnul Iisus. Nobody else in the whole of the Bible has told us about hell. Nimeni în toată Biblia nu ne-a povestit sau nu ne-a spus ceva despre el. All on Jesus' lips. Totul a venit de pe buzele Domnului Iisus. When I wrote this book, I was invited by the BBC onto radio and television to discuss it. Când am scris această carte, televiziunea și radioul BBC m-au chemat ca să discut despre această carte. They seemed to think I was the only preacher in Britain who still believed in hell. Pentru că lor li se părea că sunt un ultim predicator britanic care crede în iad. And when I went on to the media, și când m-am dus la aceste mijloace media, they always began with the same question. Întotdeauna începeau cu aceeași întrebare. I found it boring. La un moment dat am început să mă plictisesc. And the question was always this. Și întrebarea era mereu aceasta. How can a God of love send anybody to hell? Cum poate un Dumnezeu plin de dragoste să trimită pe cineva în iad? And I began to answer the question with another question. Și începeam răspunsul la întrebarea lor cu o altă întrebare. I learned that from Jesus. Am învățat maniera aceasta de a răspunde la întrebări de la Domnul Iisus. And so I used to say to them. Și obișnuiam să le răspund în felul următor. Where on earth did you get the idea that God was love? Întrebam, de unde a venit ideea asta că Dumnezeu e dragoste? Really surprised them. Și asta l-a total prin surprindere. I said, go and tell me, why do you think God is love? Și întrebam, hai vă rog, spuneți-mi, de unde știți că Dumnezeu e dragoste? They would say, well, didn't Jesus tell us that? Și ei de obicei îmi răspundeau așa, păi, nu așa ne-a învățat Domnul Iisus? And I would say, yes, he did. Și eu spuneam, da, așa este, Domnul Iisus ne-a învățat că El e dragoste. And we've got all our knowledge of hell from Jesus. Și toată cunoștința noastră despre iad, tot de la Domnul Iisus o avem. So what do you think about that? Și ne întrebam apoi, ce spuneți despre chestia asta? The man who told us God was love, omul care ne-a spus că Dumnezeu este dragoste, ne-a spus și despre iad. Do you think he was crazy? Ce credeți, era nebun? Or do you like some things he said and not others? Sau vă place o bucată din ceea ce a spus el și alta nu vă mai place? At this point, they nearly always looked at the clock and said, I'm afraid we don't have any more time. De obicei, când ajungeam la acest punct în conversație, de obicei, se uitau la ceea ce spuneau, ne teamă că nu mai avem timp să continuăm discuția. That's not the fact in this book that I want to mention. Dar nu asta e ceea ce am vrut să scot în evidență în această carte. Of all Jesus' warnings about hell, dintre toate avertizările Domnului Iisus Hristos în legătură cu iadul, all but two were addressed to born-again believers. Toate, în afară de două, au fost adresate creștinilor născuți din nou. The only two exceptions. Singurele două excepții were to the Pharisees. A fost acela când Domnul Iisus a vorbit fariseilor. He never told sinners they were going to hell.
Domnul Iisus n-a spus niciodată păcătoșilor că vor merge în iad. But he repeatedly warned his own disciples. Dar și-a atenționat în mod repetat proprii săi ucenici. Those who left everything to follow him. Aceia care au lăsat totul în urmă să urmeze pe el. Those who believed in his name. Aceia care au crezut în numele lui. Who were therefore born of God. Aceia care în consecință erau născuți din Dumnezeu. Not of the will of the flesh or of man, but of God. Nu din voia firii pământești, ci din voia lui Dumnezeu. And it's to those people who were born of God. Și acestor oameni care erau născuți din Dumnezeu, that Jesus kept warning about hell. Domnul Iisus le-a tot dat avertizări în legătură cu iadul. Now check me out. Vă rog, verificați informația pe care v-am spus-o. Go through the scriptures yourself if you don't believe me. Dacă nu credeți ce v-am spus, cercetați Scriptura și descoperiți singur. But that's a fact. Dar e un fapt. Do you know, many pastors told me they didn't believe it. Să știți că mulți pastori mi-au spus, domnule, nu te cred. Until they checked me out. Până când au luat verset cu verset și au verificat ce am spus. And found it was true. Și au descoperit că am spus adevărul. According to Jesus. Adevărul în conformitate cu cele învățate de Domnul Iisus. Born again believers are in danger of hell. Conform cuvintele Domnului Iisus Hristos, creștinii născuți din nou sunt în pericol de a merge în iad. Take just one example. Haideți să luăm un singur exemplu. When he sent his disciples out two by two. Când și-a trimis ucenicii doi câte doi. To heal the sick. Pentru a vindeca bolnavi. To cleanse the leper. Pentru a curăța lepra. And to raise the dead. Pentru a învia morții. He said, don't fear those who can kill your body. Le spune, să nu vă fie teamă de cei care vă pot ucide trupul. And do nothing more to you. Și nu pot să mai facă nimic altceva. Rather fear him. Temeți-vă însă de acela who can destroy body and soul in hell. Care vă poate trimite și trupul și iadul. He didn't say go and preach hell. Nu le-a spus mergeți în lume și predicați despre iad. Fear hell yourself. Ci le-a spus temeți-vă și voi înșivă despre iad, de iad. And even if they kill you. Even if they kill you. Și chiar dacă vă omoară, spunea Domnul Iisus. That's not the worst thing that can happen. Asta nu e cel mai rău lucru care vi se poate întâmpla. He put the fear of hell into Christian missionaries. Domnul Iisus Hristos a băgat frica de iad în misionarii creștini. Now one of the features of fear. Una din aspectele fricii. Psychologists will tell you this. Psihologii vă vor confirma aceasta. That a big fear overcomes a little fear. Este că o teamă mare de obicei reușește să învingă o teamă mai mică. And I tell you this. Haideți să vă spun asta. If you fear the Lord, dacă ți-e frică de Domnul, you will not fear anyone or anything else. Nu o să-ți mai fie frică de nimeni sau de nimic altceva. Because that's the big one. Pentru că asta e teama cea mai mare. And that's the cure of every other fear. Și asta e teama, e leacul la toate celelalte teme. That's what Jesus told his disciples. Asta spune Domnul Iisus ucenicilor săi. What a profound lesson. Ce lecție profundă descoperim aici. I fear going to hell. Mie este teamă să merg în iad. I really do. Sincer vă spun, mie este teamă. And that enables me to preach about hell to others. Și asta îmi dă mie putere să predic și altora despre a preacher who stands up in the pulpit and says, I'm going to heaven and you're going to hell. Un predicator care se ridică la amon și predică ceva de genul, eu să merg în cer, iar voi o să mergeți în iad. I find that kind of attitude extremely offensive. Atitudinea aceasta, felul acesta de a predica, mie mi se pare extrem de ofensator. But when I preach on hell, dar atunci când eu predic despre iad, I tell them I'm afraid of finishing up there.
Le spun oamenilor și mie mi-este frică că nu cumva să ajung acolo. Lest having preached to others, I will cast away myself. That's from Paul. Lest having preached to others. Că nu cumva, predicând altora, eu însumi să fiu lepădat. I be cast away myself. Că nu eu însumi să fiu lepădat. It's because Jesus warned born again believers about hell. Din cauza că Domnul Iisus a atenționat creștinii nou-născuți din nou despre iad, în legătură cu iadul. That I believe there's a possibility of losing our salvation. Eu cred că există posibilitatea ca noi să ne pierdem mântuirea. The letter to the Hebrews is notorious for this. Epistola către evrei este notorie în privința aceasta. Everybody knows Hebrews 6. Toată lumea știe Evrei 6. Where the writer says that if you turn away from Christ, unde autorul spune că dacă întorci spatele lui Hristos, there is no possibility of finding your way back again. Nu mai există nicio posibilitate să te întorci înapoi. There's an even more serious word in chapter 10. În capitolul 10 există un cuvânt, o expresie mult mai serioasă. If you deliberately and willfully sin, dacă păcătuiești în mod deliberat și cu voia, after you know the truth, după ce ai cunoscut adevărul, there is no sacrifice for sin remaining. Nu mai există nicio jertfă care să rămână pentru păcatul tău. Even the blood of Jesus cannot cleanse it. Nici măcar sângele lui Iisus nu poate să curețe. Because you have insulted the Spirit of grace. Pentru că ai insultat Duhul Harului lui Dumnezeu. These verses are rarely preached on. Din versetele acestea se predică rare ori. But we should be declaring the whole truth of God. Dar noi ar trebui ca de la urmane, din alte locuri, să predicăm întregul adevăr al lui Dumnezeu. I received many, many letters after this book came out. După ce am scos pe piață această carte, am primit multe, multe, multe scrisori. From Christians. De la creștini. And they said the same thing. Și au spus toate același lucru. Thank you for restoring the fear of the Lord to me. Mulțumesc, frate Paulson, pentru că mi-ați redat teama de Domnul. I was really encouraged by that. Pentru că oamenii au fost încurajați din nou să se teamă de Dumnezeu. Because if there's one thing that is missing from so many churches I go to, există un lucru care lipsește din multe, multe biserici unde eu merg. It's the fear of the Lord. Și anume, teama de Domnul. And there are many, many texts in Old and New Testament about that. Și sunt multe, multe texte, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Somebody may say then, what is the basis of our assurance? Atunci, unii dintre ascultători s-ar putea să întrebe, care este baza siguranței? Doesn't the Lord want us to be sure of our salvation? Domnul nu vrea ca noi să fim siguri de mântuirea noastră? Doesn't He want us to be certain of going to heaven? Nu vrea Domnul ca noi să fim siguri că vom merge în cer? My answer is yes, of course He does. Răspunsul meu este sigur că da, bineînțeles că Dumnezeu vrea asta. But what is the basis of our assurance? Atunci care este baza siguranței mântuirii? Many Christians have been taught to put the basis or find the basis of their assurance in Scripture. Mulți creștini au fost învățați să găsească baza pentru siguranța mântuirilor în Scriptură. Through what we call a syllogism. Prin ceea ce noi numim asilogisme. That is a logical argument. Asilogismul este un argument logic. That goes something like this. Care funcționează cumva în felul următor. The Bible says it. Biblia spune acest lucru. I believe it. Eu îl cred. That settled it. În consecință, e stabilit. Așa este. And so people base their assurance on Scripture. Și în felul acesta, oamenii își bazează siguranța mântuirilor pe Scriptură. The early Christians didn't even have the New Testament. Primii creștini nici măcar nu aveau Noul Testament.
to be able to do that. Ca să poată să facă acest raționament logic, acest silogism. Now, please hear me carefully. Vă rog să mă ascultați cu atenție. In the New Testament, în Noul Testament, the basis of assurance is the Holy Spirit. Baza siguranței mântuirii este Duhul Sfânt. Not Scripture. Nu pasajul din Scriptură. John in his letter, Ioan în epistolele sale, says, how do we know that we are the children of God? Spune, de unde știm noi că suntem noi copiii lui Dumnezeu? Because he has given us his Spirit. Pentru că ne-a dat Duhul Său. It's the Spirit who brings assurance. Duhul este cel care dă siguranță. As Paul says in Romans 8. Așa cum spune Pavel în Romani, capitolul 8. The Spirit bears witness with my spirit. Duhul aduce mărturie împreună cu Duhul meu. That I'm a child of God. Că sunt un copil al lui Dumnezeu. It's the Holy Spirit who gives the assurance. Duhul Sfânt este cel care dă siguranța mântuirii. And now draw this conclusion. Și acum vreau să tragem concluzia asta. As long as I'm walking in the Spirit, atât timp cât eu umblu în Duhul lui Dumnezeu, I'm sure of my salvation. Sunt sigur de mântuirea mea. I'm sure I'm on the right road. Sunt sigur că sunt pe calea cea bună. I'm sure it'll finish up in heaven. Sunt sigur că calea mea se va sfârși în cer. As long as I'm walking in the Spirit. Atât timp cât umblu în Duhul. If I get off that road, dacă cumva ies de pe această cale, I'll walk in the flesh. Și încep să umblu în firea pământească. The first thing that goes is your assurance. Primul lucru care dispare este siguranța mântuirii. And you become unsure of your salvation. Și încep să fii nesigur în legătură cu mântuirea ta. And you have every right to be unsure. Și se și cuvine să fii nesigur de mântuirea ta. Walking in the flesh does not lead to heaven. Pentru că umblarea în firea pământească nu duce în rai. The wrong road. E un drum greșit. And Christians can walk in the flesh. Și să știți că sunt creștini care pot să umble firea pământească. Galatians expands on that. Galateni vorbește un pic mai mult despre această temă. Every day you can either walk in the Spirit or walk in the flesh. Zi de zi. Puteți să umblați fie în Duh, fie în fire. But one of the benefits of walking in the Spirit. Dar unul din beneficiile umblării în Duhul is that you are sure of your destination. Este acela că ești sigur de destinația ta finală. That is where the New Testament places assurance. Asta este locul în care așează Noul Testament învățătura despre siguranța mântuirii. Doesn't say base it on the Scripture. Nu spune nicăieri să o bazezi pe Scriptură. Says walk in the Spirit. Și spune umblă în Duhul. And you will know you're on the road to heaven. Vei ști astfel, Duhul va mărturisi pentru tine că te află pe drumul cel bun. That's the kind of assurance we should be teaching. Asta este tipul de siguranță a mântuirii pe care ar trebui să o predicăm noi. Not trying to give them assurance from some scripture quotation. Nu ar trebui să le dăm oamenilor siguranța mântuirii pe baza unor citate scurte din Biblie. But teaching them how to walk in the Spirit. Ci să învățăm să umble prin Duhul. Now we're going to say much more about the Holy Spirit tomorrow. Despre Duhul Sfânt vom vorbi mai mult mâine. I think I'll just add one thing now. Aș vrea să mai dau un lucru acum. Who will be in the new heaven and earth? Cine va fi în noul cer și noul pământ? All believers? Toți credincioșii? No. Look to the last book in the Bible. Uitați-vă la ultima carte din Biblie. It's a wonderful book, the book of Revelation. Cartea Apocalipsa este o carte minunată. I wish I could come and take you through the whole book. Mi-aș dori să pot să vin să trecem împreună prin toată cartea odată. But there's one key word in the book. Dar cartea Apocalipsa este un cuvânt cheie. It goes right the way through. Overcome. Cel care va biui. In each of the seven letters to the seven churches. În fiecare din cele șapte scrisori către cele șapte biserici. And 2 months back I was in Turkey. Și acum 2 luni de zile am fost în Turcia. And I took people to all the seven places.
Și am luat pe cei care erau cu mine și am vizitat atunci. Și în fiecare din locurile unde au fost bisericile, am citit scrisoarea către respectiva biserică. Finishes with this promise. Și fiecare dintre aceste scrisori se termină cu următoarea promisiune. He who overcomes. Celui ce va birui. I will do this. Voi face putare sau putare sau putare. And in one of those letters. Și într-una din aceste scrisori. He who overcomes. Celui care va birui. I will not take his name out of the book of life. Nu-i voi șterge numele din cartea vieții. And if that means anything at all. Și dacă expresia asta ar fi să însemne ceva anume, it means he who doesn't overcome. Este că cel care nu biruiește can have his name taken out. Are șansa să se șteargă numele. The book of life is mentioned 4 times in the Bible. Cartea vieții este menționată de 4 ori în Biblie. The first is in Moses. Prima dată menționează Moise. And out of the 4, 3 of them are about names being blotted out from the book. Și din cele 4, de 3 ori referire la cartea vieții se face în relație cu a șterge un nume din cartea vieții. Go to the end of Revelation. Mergeți la sfârșitul cărții Apocalipsa. And John sees the new heaven and the new earth. Acolo Ioan vede noul cer și noul pământ. And the new Jerusalem coming down out of heaven. Și noul Ierusalim care coboară din cer. And a voice cries, "Behold, I am making everything new." Aud acel strigăt, iată, eu fac toate lucrurile, fac totul nou. Then comes this statement. Și apoi urmează următoarea afirmație. He who overcomes, celui care va birui, will inherit all this. Cel care va birui va moșteni toate acestea. Not he who believes, not cel care crede. He who overcomes, cel care va birui, will inherit all this. Va moșteni toate acestea. So what is it in the book of Revelation we are called to overcome? Și la ce anume face referire la cartea Apocalipsa atunci când spune că trebuie să biruim? Two things. Două lucruri. Persecution outside and temptation inside. Persecuția din exterior și tentația din interior. Ispita din interior. And before I came and was praying about you in Romania. Înainte să vin în România, mă rugam pentru dumneavoastră, pentru țara dumneavoastră. The Lord gave me a burden for you. Și Domnul mi-a dat o povară pentru dumneavoastră. You're no longer having to overcome the persecution from outside. Dumneavoastră nu mai sunteți în situația în care trebuie să biruiți persecuția din exterior. But the church in Romania is greater danger now. Dar biserica din România este acum în pericol. Because it's going to be subtle temptations on the inside. The temptations of secularism, tentația secularismului, materialism, materialismului, consumerism, tentația consumerismului, spending Sunday in the shopping mall instead of church. Să mergi duminica la mall, la picnic sau nu știu unde, în altă parte, în loc să vii la biserică. I could weep for you. Îmi vine să plâng pentru dumneavoastră. Please stay firm. Vă rog, rămâneți ferm în poziție. Don't go the way of churches in my country. Nu luați drumul bisericilor din țara mea. We are dying. În țara mea bisericile mor. Everywhere in the world, peste tot în lume, where the church is persecuted from the outside, bisericile care au fost persecutate din exterior, it's growing, cresc in quantity and quality, și în cantitate, dar și în calitate. Everywhere the church is comfortable, dar peste tot unde biserica este confortabilă. And the world is coming to the church. Și intră lumea în biserică. It's dying. Biserica începe să moară. The church in my land is
in terminal illness. Biserica din țara mea se află într-o boală în fază terminală. Because we've never had persecution. I am now telling churches in England to prepare for persecution. I told them God is sending Islam. Just as he sent the Babylonians to clean up Jerusalem in Habakkuk's day. Exact cum a trimis babilonienii în zilele lui Habacuc să curețe Ierusalimul. He's overrunning my country with Islam. Dumnezeu lasă că țara mea să fie cotropită de Islam. A desperate measure. Ca o măsură disperată. To purify his church. De a curăța biserica lui. The church will be reduced drastically in numbers. Biserica se va reduce din punct de vedere numeric drastic. But those who overcome, dar cei care vor birui, will make the church strong. Aceia vor face ca biserica să fie mai puternică. So I'm preparing the church in Britain for persecution. Așadar, unul din mesajele mele este să pregătesc biserica din Anglia pentru persecuție. I believe you will have a period without persecution. Eu cred că dumneavoastră veți avea parte de o perioadă de timp fără de persecuție. A rest from it. Așa, o odihnă de la persecuție. To recuperate. Ca să vă reveniți. That's the meaning of the phrase seasons of refreshing in Acts 2. Asta este sensul expresiei din Faptele Apostolilor, capitolul 2, vremuri de împrospătare. A time to recover. O vreme de revenire, de recuperare. But it will come again. Dar va veni din nou vremea. It's coming to the whole of Europe. Și vine peste întreaga Europa. You must weigh and judge what I've just said. Rog, fraților, să cântăriți și să judecați ceea ce spun eu acum. If the Holy Spirit does not confirm it in your heart, dacă Duhul Sfânt nu confirmă lucrul acesta în inima dumneavoastră, then for God's sake, forget it. Atunci vă rog în numele Domnului, uitați ce v-am spus. But I felt I had to say that. Dar am avut pe inimă să vă spun aceste lucruri. And I'm not the Pope. Nu sunt Papa. I'm not infallible. Nu sunt infailibil. So everything I say must be checked out. Prin urmare, tot ceea ce spun eu trebuie verificat. Both by Scripture and the Spirit. Și prin filtrul Scripturii și prin filtrul Duhului Sfânt. So I'll leave it with you. Așadar, las aceste cuvinte ca dumneavoastră să le judecați și să le cântăriți. Well, those are the things I wanted to say about salvation. Acestea au fost lucrurile pe care am pus să le împărtășesc în legătură cu mântuirea. We have time now for questions.